Dacă cineva îl caută pe Iisus, acestea sunt grupurile de oameni în care el poate fi găsit. În mijlocul unor astfel de oameni își duce el viața. Astfel de oameni, cu astfel de oameni vrea să se înconjoare. Doar astfel de oameni fac față prezenței sale. Fericirile sunt o hartă care te îndreaptă spre Iisus. Fericirile sunt perimetrul în care Iisus își desfășoară viața. Fericirile nu sunt un test grilă, un portret cu variante multiple, din care alegi ceea ce ți se pare ție mai potrivit. Ele vin la pachet, fie toate, fie niciuna. Nu poți să alegi să-ți dezvolți una sau două din ele și să le lași pe celelalte în pace. Fie le dezvolți pe toate, progresiv, pas cu pas, cu perseverență. Fie nu faci față prezenței sale. Am intrat în seria aceasta și ne-am ocupat până acum de primele patru. Cel ce știe că nu se poate mântui pe sine, săracul în duh, își plânge cu adevărat păcatul, ieșind din orice competiție a afirmării de sine și tânjind după îndreptățirea din vină. Cei care fac aceste lucruri vor fi mângâiați și săturați, moștenind atât împărăția cerurilor, cât și pământul. Patru fericiri verticale, dacă vreți, îndreptate către Dumnezeu. Patru lucruri de dezvoltat, patru aspecte de caracter, patru lucruri de dezvoltat în fiecare din noi, toate au de-a face cu relația noastră cu El. Urmează alte patru fericiri orizontale, îndreptate înspre semenii noștri, înspre aproapele nostru. Patru fericiri verticale au de-a face cu responsabilitatea noastră înaintea Lui și patru fericiri orizontale care au de-a face cu responsabilitatea noastră față de ai Lui, față de comunitatea de credință, față de semenii noștri. Ferice sunt cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. O afirmație simplă, dar puternică. Simplitatea divină a fericirilor ascunde, de fapt, o profunzime divină. Am putea să numim fericirea celor ce fac bine altora. Se poate așa ceva? Haideți să ne apropiem de ea și să vedem. Milă. Când rostim cuvântul milă, s-ar putea să avem reacții diferite. Când aud cuvântul milă, reacția mea cea mai obișnuită este următoarea. N-am nevoie de mila nimănui. Aceasta este prima reacție pe care o am când aud că cuiva i-ar fi milă de mine. Este o reacție viscerală, greu de controlat. N-am nevoie de mila nimănui. Totuși trebuie să recunosc că o astfel de gândire, n-am nevoie de mila nimănui, este de fapt o formă de mândrie. Mila cumva induce o nuanță înjositoare. Cel puțin asta e impresia mea. O asociem cu ceva negativ. Avem impresia că ne dezvăluie incapacitatea de a ne descurca, de a face față vieții. Trebuie să le fie altora milă de noi, că noi nu suntem în stare să supraviețuim. Și noi suntem cineva, nu? Cum să aibă cineva milă de mine? N-am nevoie de mila nimănui. Oare ar fi cumva posibil să o înțelegem noi greșit? Sau poate să o oferim greșit, sau poate să ni se fi oferit greșit și astfel să umilim beneficiarul sau să ne simțim umiliți de cei care ne-au acordat-o. S-ar putea ca problema noastră aici să fie, dacă înțelegem mila ca având o conotație negativă. Milă nu este tot una cu silă. Fericiți sunt cei milostivi, spune prima parte a afirmației. Ce înseamnă milă, compasiune, a fi milostiv? Dicționarul o definește în felul următor. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Compătimire, ajutor, binefacere,
Trei: bunătate, bunăvoință, indulgență, îngăduință, înțelegere. Definițiile milei sunt destul de aproape de înțelesul original al expresiei. Totuși, cel mai bun mod de a înțelege o expresie biblică este să o verifici în contextele în care este menționată în Sfânta Scriptură. Căutându-l în context, îți poți da seama la ce se referă autorul când folosește cuvântul milă. Astfel, haideți să facem o călătorie foarte rapidă, pentru că ne propunem să definim ceea ce înseamnă milă. Să o înțelegem mai întâi și apoi să vedem ce înseamnă aceasta pentru noi. Așa că, dacă ne uităm în Scriptură să vedem sensul cuvântului milă, o întâlnim în două ipostaze mari. Unul din sensuri este sensul de iertare sau reținerea de a pedepsi. Și în Scriptură găsim foarte multe texte de felul acesta. De exemplu, Psalmul 51:1. Arată-ți bunăvoința față de mine, Dumnezeule, potrivit îndurării tale. În mila ta cea mare, șterge fără de legile mele. Sau Isaia 55:7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Luca 18:13. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici să ridice ochii spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și sunt o mulțime de alte texte care sublinează sensul de iertare sau de reținere în a pedepsi. Un alt sens este sensul de a sări în ajutorul unui om aflat în nevoie. De exemplu, Matei 15:22. O femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David, fiica mea este muncită rău de un drac. Sau în Matei 17:15, Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. Doi ori se deau lângă drum în Matei 20. Au zis că trece Iisus și au început să strige: Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David. Și textele pot continua. Deci, putem spune că în Biblie întâlnim conceptul de milă ca fiind adresat unui călcător de lege, sub forma de iertare, de ajutor spiritual, și unui suferind sub formă de ajutor material, mângâiere, vindecare. Totuși, încă definirea milei nu este completă. Mai avem nevoie de încă un element foarte important pe care îl găsim în parabola samariteanului milostiv, pilda samariteanului milostiv din Luca 10. Și contextul pildei, îl știm. Un învățător al legii vrea să-l ispitească pe Iisus și zice: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus îi spune: Ce spune în lege? Cum citești în ea? El răspunde: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și Iisus îi spune: Bine ai răspuns, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine e aproapele meu? Și Iisus vine cu pilda samariteanului milostiv. Haideți să ascultăm și să extragem câteva lecții din ea. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot, și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Din această parabolă învățăm 3 lecții majore despre mila față de aproapele. Și acestea ar fi cele 3. 1. Lipsa milei este ușor de justificat, deși justificarea este total greșită. Au trecut pe lângă el. 2. Aproapele nostru este oricine,
indiferent de rasă, de crez, de credință, de statut social. Și trei, compasiune înseamnă acțiune înspre acoperirea nevoilor persoanei nevoite. Pentru tâlhari, omul era o șansă de exploatat. Pentru învățătorul legii care vrea să-L ispitească pe Iisus, victima era un subiect de discuție. Pentru preot, teolog, victima era o problemă de evitat. Pentru levit, omul religios, victima era o curiozitate. Pentru hangiu, victima era un client de ajutat contra cost. Pentru samaritian, victima era o ființă umană, demnă de iubit, care are nevoie de ajutor. Pentru Iisus, omul aflat în necaz este o ființă umană, demnă de a fi iubită, chiar cu prețul vieții sale. Parabola aceasta sublinează foarte clar care este atitudinea apreciată de Iisus când vine vorba de nevoile altora. Și dacă suntem sinceri, ne vom descoperi în toate atitudinile de mai sus, în diferite situații ale vieții. Vom fi pe rând când un tâlhar, când un învățător al legii, când un preot teolog, când un om religios, când un hangiu. Și am încrederea că uneori suntem și niște samariteni milostivi. Parabola aceasta este pusă acolo ca să ne miște lăuntrul. Și iată că acum am putea să definim mila în sfârșit. Mila este o pornire lăuntrică generată de nevoia sau de suferința unei ființe umane, însoțită de o mână de ajutor, fără a judeca sau a critica și indiferent de etnia, rasa, genul, credința, confesiunea și meritul celui aflat în nevoie. Iată o definiție completă a milei, pentru că mila este mai mult decât un sentiment. Mila este o preocupare pentru cei aflați în suferință, urmată de acțiune. Sentimente avem cu toții, și bune și rele. Ne hrănim din sentimentele noastre. Și uneori ne și lăsăm derutați de sentimentele noastre. Poți simți atât de puternic mila față de cineva, încât să verși și lacrimi. Te înfioară necazul cuiva și înfiorându-te, îți poți dezvolta convingerea că ești plin de compasiune. Pentru că simți ceva. Dar dacă te oprești aici și te mulțumești cu o reacție emoțională, nu ai făcut nimic, nu ești milos. Uitați-vă la toate versetele citate mai înainte și veți vedea că expresia milă, compasiune, are de-a face cu o acțiune. Mila creștină este un act de generozitate ce implică ajutorarea celor incapabili să se ajute singuri, celor aflați într-o criză a vieții. Compasiunea răspunde, adresează nevoile, crizele imediate ale omului printr-o slujire generoasă și jertfitoare. Abia atunci poți să spui că ai milă. Nu sentimentele pe care le resimți la adresa cuiva dovedesc mila care te caracterizează. Am definit și am văzut ce înseamnă mila. Aș vrea să punem înaintea noastră o oglindă în care să ne privim și să ne evaluăm aspectul compasiunii, măsura compasiunii din noi. Așa că, uitați-vă cum arată portretul unui om milos. Unu, nu se pripește să judece, să pună etichete, să critique, să clevetească. Omul milos nu face asta. De ce? O să vedem la aplicații. Dacă te regăsești punând repede etichete, judecând pe oamenii în nevoie și în diferite crize ale vieții, s-ar putea să fie o lipsă de milă acolo. Cel milos nu se grăbește să pedepsească. Pentru că este milos, pentru că are compasiune. Nu sare să-l pună la punct imediat. Și o să vedem de ce. Cel milos nu își hrănește antipatiile sau cinismul. Pe măsură ce tu îți hrănești antipatia față de cineva, mila n-are cum să se dezvolte acolo. Iar cinismul este cea mai jenantă armă. Cinismul este arma gânditorului leneș. Cel mai aș lucru este să fii cinic, să te mai intereseze de nimic.
Cel plin de compasiune are o sensibilitate aparte la necazurile altora. Portretul, oglinda, continuă. El nu doar simte, el face ceva pentru alinarea greutăților. Fie dăruiește jertfitor, fie renunță la confortul personal de dragul altuia. Oferă ajutor, cel milos, fără să se aștepte la ceva în schimb. Oh. Când a ajuns pe cineva, ce e în mintea ta? Acum se întoarce și voi avea și o parte de ceva. Cel plin de milă și o arată chiar și față de cei ce nu o merită. Și aici este testul suprem. Pentru că cei care ne sunt dragi, apropiați, îi respectăm, îi iubim, avem afinități cu ei, sărim repede să-i ajutăm. Dar cei care nu o merită, acolo ce faci? Am văzut ce este mila, cum se definește mila? Am văzut cum arată portretul celui plin de compasiune, de milă? Ce spune Scriptura mai departe? Fericiți sunt cei plini de milă, căci ei vor avea parte de milă, a doua parte a expresiei. În alte cuvinte, mila este răsplata milei. Bun, dar cum vine asta? Cum se înțelege asta? Mila este răsplata milei. Cum vor avea parte de milă? Din partea cui? Trebuie să înțeleg ca să știu apoi ce am de făcut. Cum se înțelege aceasta? Ei vor avea parte de milă, cei miloși vor avea parte de milă? Sunt trei posibilități. Haideți să vedem ce pretenții ar trebui să avem noi. Sunt trei variante de a înțelege. Ei vor avea parte de milă. Prima variantă. Dacă persoana A își arată mila față de persoana B, atunci putem crede că persoana B își va arăta mila față de persoana A când va fi nevoie. E adevărat? Poate da, poate ba. Nu întotdeauna este adevărat. Nu întotdeauna cel ce a primit milă o va ști să o întoarcă. Uneori da, alteori ba. Deci nu ne putem baza pe prima variantă. A doua variantă posibilă. Dacă A își arată mila față de B, atunci B își va arăta mila față de C. A treia persoană. Și lumea va deveni progresiv mai bună. Un fel de pay it forward. Creează o stare, arată milă, cel care a primit milă va ști să o dea mai departe și așa se răspândește mila până acoperă întreg pământul. E adevărat? Poate da, poate ba. Nu întotdeauna este adevărat că dacă A arată milă lui B, B va ști să arate milă altuia. Experiența de viață ne spune că nu este întotdeauna adevărat. Și atunci, de fapt, nici nu contează dacă primele două sunt adevărate sau în ce măsură sunt adevărate. Ceea ce putem fi siguri este că a treia variantă este adevărată. Un lucru cu siguranță adevărat este că dacă A arată milă lui B, Dumnezeu va oferi milă lui A. Asta e sigur. Asta e promisiunea lui Dumnezeu din cuvintele acestea. Fericiți sunt cei miloși, milostivi, căci ei vor avea parte de milă. E o siguranță aici. Dar siguranța este că Dumnezeu va oferi milă celui ce oferă milă. Pe asta ne putem baza. Și astfel putem spune că mila este dublă binecuvântare. Este binecuvântat atât cel ce o oferă, cât și cel ce o primește. Cu siguranță, din partea lui Dumnezeu, cu siguranță, așa se va întâmpla. Arăți milă, primești milă. Vei primi și de la ceilalți, posibil, dar nu foarte sigur, și nici să nu te aștepți să ai o astfel de pretenție. Pentru că mila înseamnă să ajuți fără să aștepți nimic în schimb. Fără nici o pretenție. Am văzut ce înseamnă mila, am văzut un portret, o oglindă a celui milos, am văzut în ce fel ne putem aștepta la răsplata milei altora. Câteva aplicații. Mila îl imită pe Dumnezeu și îl dezamăgește pe Satan, spunea Sfântul Ioan Hrisostom. Și o astfel de afirmație ar fi suficientă să ne motiveze la a ne arăta compasiunea. Regula de aur din Matei 7 și Luca 6 spune foarte clar: ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Este o regulă, nu o recomandare. Așa că mila trebuie cultivată.
mila trebuie cultivată. Bun, și cum pot să-mi cultiv mila? Cum pot? De ce să îmi cultiv mila? Ce m-ar putea motiva să o practic? Uitați-vă, trei motive. De ce să-mi cultiv spiritul plin de compasiune? Pentru că cu cât o cultiv mai mult, cu cât o practici mai mult, cu atât mai mult te conformezi cerințelor Scripturii. Scriptura ne cere să fim plini de compasiune. Doi, cu cât o practici mai mult, cu atât mai mult te asemeni cu Dumnezeu, care este plin de milă. Așa se descrie pe sine. Dovedești că ai Duhul lui Hristos cu cât o practici mai mult. Și trei, de ce să-mi cultiv mila? Pentru că determină felul în care vom fi și noi tratați de El. Iată trei motive foarte puternice. Asculți de Sfânta Scriptură, începi să te asemeni cu Dumnezeu tot mai mult și este măsura cu care vom fi măsurați. Citiți Luca 6. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Răsplata voastră care va fi mare, va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, că cel este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Deci mila trebuie cultivată și am văzut trei motive pentru care merită să fie cultivată. Și acum, în sfârșit, cum pot să-mi dezvolt compasiunea, mila? Iată câteva modalități, direcții de lucru pentru fiecare din noi. 1. Nu te pripi să judeci, să critici. Spiritul critic sufocă mila. Spiritul critic caută și găsește defecte în oricine și în orice. Asta face spiritul critic. A critica pe alții este cel mai necinstit mod de a te lăuda pe tine însuți. Când ai etichetat pe cineva în acest mod negativ, ți-ai format deja o rezistență împotriva milei. Te-ai imunizat împotriva compasiunii. Când îți dezvolți un spirit critic, pripit să judeci. Iar când persoana criticată, judecată de tine, ajunge în necaz, tu nu mai ai resurse pentru compasiune față de ea. Pentru că spiritul critic îi spune, când vezi persoana nevoie, spune, așa-i trebuie. Vezi? Dacă n-ar fi cheltuit atât, acum n-ar fi fost în situația asta. De câte ori nu i-am spus să nu mai facă așa ceva? Și acum are nevoie de ajutorul meu. Îl bate Dumnezeu pentru modul de viață avută. Și exemplele, reacțiile omului plin de judecată pot continua. Nu-ți hrăni, nu-ți dezvolta antipatiile, cinismul. Gândește-te la aproapele tău ca la tine însuți. Toți avem, cu toți avem nevoie de milă. Este ceva în noi care nu poate fi iubit în chip natural. Și atunci este nevoie de milă. 2. Nu te grăbi să pedepsești. Vrei să-ți cultivi mila? Să-ți o dezvolți? Nu te grăbi să pedepsești. Abține-te de la orice act de cruzime sau răutate făcut împotriva cuiva. Pentru că atunci când dezlegi lanțurile răutății, când sar să pedepsești, răutatea întotdeauna se va întoarce și împotriva ta și te va mușca cumva. Așa că nu te grăbi să pedepsești. Întotdeauna, dar întotdeauna, înainte de a lua o măsură disciplinară împotriva cuiva, sfătuiește-te cu cineva, cu autoritate de încredere. Nu sări să pedepsești, că de obicei se întoarce și te mușca. Îți dezvolți mila negrăbindu-te. Gândindu-te foarte bine dacă trebuie să ajungi la pedeapsă. 3. Folosește-ți poziția sau autoritatea pe care o ai cu delicatețe și respect. Și asta înseamnă, e valabilă în familie, în lucrare, în profesie, în roluri civile și administrative. Folosește-ți autoritatea pe care ai câștigat-o cumva, cu delicatețe și cu respect. Pentru că viața nu este despre tine și pentru tine. Nu tu ești în centrul universului, ai ajuns acolo și nu ești cel mai grozav om din lume,
Atitudine, o atitudine de felul acesta te deformează. Ajungi să-i vezi pe cei din jurul tău ca pe niște incapabili, care trebuie mânați cu biciul. Ei nu știu, ei n-au ajuns pe poziția aceea. Și când gândești astfel, ce milă mai poți dezvolta pentru cei pe care îi consideri niște incompetenți, care își merită soarta? Să se vadă cine-i șeful și cine știe. De fapt, atitudinea aceasta de șef este dezgustătoare și din alt motiv. Te prezintă ca un om mic și nesigur pe el. În marea majoritate a cazurilor, oamenii educați, oamenii de calibru, nu simt nevoia să-și afișeze, să-și impună poziția, puterea. Ei o câștigă. Oamenii mici, ei sunt cei disperați și avizi după recunoaștere altora. Și sunt oameni mici. Și când îți exerciți poziția fără respect, cu duritate, cu asprime, cu superioritate, n-ai cum să-ți dezvolți milă față de cei inferiori ție. Mila poate fi cultivată. Și în al patrulea mod, este tot o dovadă de milă când îți avertizezi aproapele cu drag și cu respect privitor la pericolul care îl paște. Îl vezi pe un om că merge încotro nu trebuie. Milă înseamnă să-l avertizezi, dar atenție, cu drag și cu respect. Aici unii trebuie să sărim foarte repede, suntem gata instantaneu să o și facem. Ne place să avertizăm, ne simțim importanți, superiori. Să le spunem altora încotro se îndreaptă. Aici pot să spun doar un singur lucru. Verifică-ți bine motivațiile pentru care vrei să mustri și apoi fă-o cu frică și cu tremur, ca nu cumva să se întoarcă împotriva ta. Da, este un act de milă să vezi că un om începe să-și facă rău, a luat-o pe un drum care nu este bun. Faptul că simți și-ți bate inima pentru pericolul care îl paște, e bine, avertizează-l, dar cu înțelepciune și cu respect. Mila mai poate fi cultivată și folosindu-ne cuvintele. 5. Mângâie-l pe cel aflat în suferință cu cuvintele tale. Învață să-l mângâi. Sunt cuvinte și cuvinte. Cuvintele au putere. Unele aduc viață, altele aduc moarte. Deci măsoară-ți-le bine. Cine vorbește în chip ușuratic, rănește ca străpungerea unei săbii. Spune Proverbe 12:18. Îți dezvolți mila, ți-o cultivi, mângâindu-l pe cel în suferință. O vorbă bună nu-ți rănește limba? Limba dulce este un pom de viață, spune Proverbe 15:4. Așa că la capitolul acesta, la mângâierea celor aflați în nevoie, exercițiul Barnaba ne poate fi de foarte mare folos. Barnaba înseamnă fiul mângâierii. Și în fapte apare doar în vreo 3 instanțe, Barnaba. Și în fiecare instanță în care el apare, putem învăța despre felul lui de a fi, despre exercițiul. Poate îl putem practica și noi. Exercițiul Barnaba are 3 pași. 1. Acordă încredere celor din jurul tău. Asta face Barnaba în fapte 9, citiți. Când a ajuns la Ierusalim, Pavel spunea, încerca să li se alăture ucenicilor, dar toți se temeau de el pentru că nu credeau că este un ucenic. Atunci Barnabas l-a luat și l-a dus la apostol. Barnabas acordă încredere. Îl ia pe Pavel și l-aduce în mijlocul colegilor, fraților. Acordă încredere, cel puțin până la proba contrarie. Poți fi fraierit de cineva? O, da! Și ce dacă? Ce așa mare lucru să fii fraierit? Adică chiar te crezi că pe tine nimeni nu te poate fraieri? Ba da! Să fii liniștit că poți fi fraierit. Și dacă ești fraierit, ce? Care e marea problemă? De fapt, care e alternativa? Alternativa este să arăți respingere, să ții distanța, să refuzi șansa transformării omului, chiar dacă este un șarlatan. Exercițiul Barnaba vorbește despre acordă încredere. Cel puțin până la proba contrarie, acordă încredere omului de lângă tine. Pasul al doilea este bucură-te de rezultatele celor din jurul tău. În fapte 11, Barnaba apare din nou. Este trimis să viziteze bisericile din Antiohia,
Pentru că mersese vestea că funcționează bine și spune textul, când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână lângă Domnul cu o inimă devotată, căci Barnabas era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Se bucură de rezultatele altora, nu se lasă tras în competiție. Pasul al doilea, fii liber și darnic, dar cinstit cu laudele. Exprimă-ți verbal aprecierile, bucură-te de rezultatele lor. Și trei, fii practic în încurajare. Tot Barnaba ne învață și aici, fapte 15, și întâmplarea o știm cu toții. Barnabas vrea să-l ia cu el pe Ioan, omici Marcu, Pavel considera că nu-i bine să-l ia cu ei, pentru că îi părăsise în Pamfilia. Disputa a fost atât de aprinsă, spune textul Scripturii, încât s-au despărțit unul de altul. Barnabas, fiul mângâierii, rămâne omul mângâierii. Rămâne stabil caracteristicilor personale. Rămâne practic în milă, în încurajare. Barnabas l-a luat pe Marcu și a plecat pe mare în Cipru. Rezultatele milei arătate de Barnaba se vor vedea mai târziu și le recunoaște și Pavel. Așa că fă ceva concret, practic pentru cel de lângă tine. Iată exercițiul Barnaba. Trei pași pe care prin exercițiu ni putem dezvolta. Mila trebuie cultivată și este și un al șaselea mod în care o putem cultiva. O altă manifestare a milei are de-a face cu defăimarea. Protejează reputația aproapelui tău. Este un act de milă, este reputația lui, este a lui. Nu călca în picioare. Este un act de mare lipsă de milă să calci în picioare numele cuiva. Cel fără minte își disprețuiește semenul. Cel ce umblă cu bârfa dezvăluie lucruri ascunse, dar cel credincios în duc tăinuiește lucrul încredințat. Protejează reputația aproapelui tău. Este un exercițiu. Este un act de compasiune. Dar de ce să o fac? Cum? De ce să nu clevetesc? Gândirea cubică sau gândirea la puterea a treia. Vă dau trei motive. De ce să vorbesc de bine pe cineva? Unul, de dragul lui Dumnezeu. Așa îți cere El. Doi, de dragul trupului, a comunității. Dumnezeu a dat valoare fiecărui membru. Cine sunt eu ca să-l calc în picioare, să-l defăimez? Și trei, de ce? De dragul mărturiei pentru cei din afară, ca să nu fim o pricină sau o piedică în calea întoarcerii lor. Gândire la puterea a treia. Este un exercițiu de dezvoltare a milei. Mila poate fi cultivată mai departe. Șapte, ajutorarea materială a celor nevoiași. Bani, mâncare, îmbrăcăminte, ce au nevoie, ajutor material. Unii spun că această caritate este nenecesară, că în loc să dăruim săracilor, ar trebui să creăm o societate în care să nu mai fie săraci, cărora să trebuiască să le dăm. S-ar putea să aibă dreptate. Dar dacă cineva crede că drept consecința acestui fapt poate înceta să dăruiască, persoana aceea s-a îndepărtat de valorile creștine. Încă din lege erau stipulate articolele care să oblige pe deținătorii de proprietăți, de terenuri agricole, să lase recoltă în urmă ca să vină cei nevoiași să strângă, să aibă ce mânca, să aibă milă de ei. Pavel în Efeseni 4:28 spune celor din biserică să lucreze oamenii cu mâinile lor la ceva bun ca să aibă ce să dea celui lipsit. Bun, și cât să dăruim? C.S. Lewis ne spune destul de clar și mi se pare că are dreptate. Mă tem că singura regulă potrivită ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. Dacă târnicia nu ne face deloc să strângem cureaua, mă tem că este prea mică, spune el. Ar trebui să fie lucruri pe care am vrea să le facem, dar nu le putem face, deoarece actele noastre caritabile le exclud. Suntem destul de departe de un astfel de standard, nu-i așa? Pentru mulți dintre noi, marele obstacol în calea dărniciei nu este traiul luxos sau lăcomia de bani, nu, ci teama de nesiguranță. Și teama aceasta de nesiguranță, nesiguranța aceasta nu o rezolv rațional,
teama este irațională, teama aceasta nu o rezolv rațional, ci o rezolv făcând un salt în credință. Te arunci, te încrezi în ceea ce spune Dumnezeu și faci. Și apoi vezi rezultatul. Și abia așa anihilezi teama, mergând împotriva ei. Așa dovedești și îți înfrângi teama. Când vezi că nu se întâmplă ceea ce te-ai temut. Iată 7 modalități de a ne cultiva mila, de a o dezvolta în noi. Dar mai este încă una, care nu este de neglijat deloc. Poate că mai poți dezvolta încă un aspect al milei, aspectul spiritual al milei. Mila pentru cei de lângă tine care se pierd, spiritual vorbind. Față de aceștia avem vreo milă? Am văzut că mila are și sensul de a te ocupa de călcătorul de lege. Răspândirea Evangheliei poate fi impulsionată de mila resimțită, știind încotro se îndreaptă cel cu păcatele nerezolvate. Este o milă mai greu de simțit, lăuntric. Pericolul pare mai puțin iminent și ca atare ne mobilizăm mult mai greu spre acțiune, spre a spune celui ce moare progresiv în păcatele lui. Și poate că amintirea și eșecul cel mai dureros din viața mea este acesta. Am avut un verișor, îl chema Mihai Abrădan. Era cu vreo 6 ani mai mare ca mine și ne-am înțeles foarte bine în copilărie. Am petrecut multe vacanțe la bunici. Îmi plăcea că era și foarte plăcut și foarte distractiv. Mai făceam și prostioare de băieți. Cea mai mare prostie pe care am făcut a fost să urcăm în turnul Bisericii Baptiste din sat și să prindem câțiva porumbei și ne-au prins acolo. Am fost foarte aproape de Mișu. Apoi, viețile noastre s-au despărțit. Și Mișu a luat-o pe o pantă de pe care greu te mai întorci. Viața lui a luat o raznă, a mers din rău în mai rău, din păcate mai mari în păcate mai mari, la școală, acasă, a fugit din țară, de 2 ori a fost prins, bătut zdravăn, de la bătăile respective a dezvoltat o tumoră la creier, mai târziu, a făcut câțiva ani de școală de corecție și experiența aia nu o să fie niciodată. Când m-am dus să-l vizitez la Găiești, a terminat școala de corecție, nu era major și a mai continuat cu câteva luni de închisoare să-și încheie pedeapsa. A revenit acasă în Cluj, viața lui nu s-a îndreptat absolut deloc, ci dimpotrivă. M-a urmat câțiva ani de golănii de toate felurile. Noi nu ne mai întâlnisem. Până în ziua anunții mele, noastre. A venit la nuntă și l-am văzut și era căvai și amar de el. Slab, bolnav, tumoarea începea să își facă efectele, avea accese de furie, de tot felul din cauza durerilor de cap și așa mai departe. Am schimbat câteva vorbe la nuntă, m-am bucurat să-l văd. Și m-a și apucat o milă groaznică. Povestind cu el acolo în pauzele de la nuntă, mi-a spus, Rei, pe mine Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Și am spus, ei, nu, cine te-a învățat prostia asta? A făcut prea multe rele ca să mai fiu iertat. N-are cum să mă mai ierte. Ba da, poate. Cum? Hai să povestim. Și zic, bine, hai să povestim. S-a încheiat nunta, mi-a văzut de viață, de lucrare. Au trecut câțiva ani și nu m-am mai dus să-l văd. Mătușa m-a mai sunat, Rei, nu vii să-l vezi pe Mișu. Caută, întreabă-te Dumnezeu, ar vrea să-mi la biserică dai rușine, o frământare din asta în care să lupta, boala lui care era din ce în ce mai gravă. Ani de zile nu m-am mai dus.
Și într-o duminică a intrat în comă. Mătușa mă sună, Ray Mișu este în comă la spital acolo. Și am spus, sper să-și revină, că chiar mă duc să-i zic. Miercurea următoare s-a trezit din comă brusc. Mama lui era așezată pe pat. S-a trezit din comă, a prins-o de mână și a spus, mamă, iartă-mă! Mătușa a rămas blocată, mamă, iartă-mă! Habar n-am ce vedea, habar n-am cu cine se întâlnea. Nu știu ce era în sufletul lui, în mintea lui. A zis de două ori, mamă, iartă-mă, și o strângea de mână și a căzut înapoi în coma. Și în seara aceea, la vârsta de vreo 33 de ani, a murit. Și eu nu l-am mai văzut niciodată. Și eu nu m-am mai întâlnit cu el să-i spun să-mi fie milă de pericolul în care se află. Și uite așa, poți rămâne o viață cu un gust amar. De ce? Din pură comoditate. Și mi se pare groaznic. Comoditatea să coste veșnicia cuiva? Numai Dumnezeu știe unde e Mișu acum. Și ce împăcare a fost sau nu a fost cu el sau între ei, habar n-am. Dar eu rămân cu această povară pe suflet. Și nu mai am cum să o repar niciodată. Îți mai poți permite să fii comod în ce privește mântuirea aproapelui tău? Fericiți sunt cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Poți avea bani în buzunar și să nu-i oferi? Poți avea cunoștințe, talente, abilități, dar să nu le oferi altora? Însă, mila o ai doar atunci când o arăți practic. Și când te înveți să o practici, realizezi că mila este dublă binecuvântare. Este binecuvântat și cel ce o primește și cel ce o oferă. Aici este marele secret. Și pentru că ziceam despre milă, nu poți doar vorbi. Mila o ai când o arăți. Nu cred că e la întâmplare, adică nu eu coordonez istoria. Dar marți seara la Consiliul Bisericii am primit o scrisoare. O scrisoare despre Călin. Un tată tânăr din Șimleu, Silvaniei. Un tată tânăr care a început să-și construiască o casă și n-a mai terminat-o pentru că a avut grijă de alții. De câțiva ani de zile se ocupa de cei mai amărâți oameni și n-a mai avut vreme și nici resurse să-și termine casa. Și culmea, o tumoare la creier îi pune viața pe stop. Este operat la București. Se întoarce de acolo și doctorul a spus maxim 2 ani și se duce. Are soție și 3 copii, 2 natural și 1 adoptat. Starea lui este de asemenea manieră încât are nevoie de ajutor continuu și nu vreau să intru în detaliile umilitoare în care trebuie să trăiască. Partea mai gravă este că au doar o bucătărie cu o baie, o cameră jos, o bucătărie cu o baie. L-au mutat în bucătărie pentru că e baia lângă bucătărie. Și în aceeași bucătărie sunt și 2 paturi unde stau 2 dintre copiilor. Și copiilor își văd tatăl gemând. Când merge la baie, trebuie ținut, că altfel se răstoarnă. Și strigătul de ajutor este foarte simplu. Au 2 camere deasupra, care sunt neterminate, nefinisate, n-au nici curent electric, nici încălzire, nici nimic. Doar în roșu. Și scrisoarea lor spune, puteți să ne ajutați? Să facem, să finisăm cele 2 camere deasupra, să mutăm copiii acolo. El va rămâne jos lângă baie. Soția va avea grijă de el. Dar măcar copiii să nu vadă starea umilitoare în care tatăl lor se stinge. Așa că, hai să nu vorbim doar despre milă. Am putea și să o arătăm? Aș vrea să
dăruim acum, din ce avem. Mă tem că, cum spunea C.S. Lewis, singura regulă potrivită ar fi să dăruim mai mult decât avem în plus. O să meargă printre rânduri săculețele. Avem milă doar în momentul în care o practicăm. Dacă nu aveți cash, și știu că se întâmplă în noastră să purtăm foarte puțin cash cu noi, trimiteți în contul bisericii și scrieți mențiunea pentru Călin. Are nevoie de 18.400 de lei. Hai că nici nu e o sumă așa de mare. 18.400 de lei să terminăm tot ce e acolo. Pentru ca copiii să se despartă de tatăl lor, poate mai puțin traumatizați, și un tată să se despartă de copiii lui mai puțin umilit. Cam asta e povestea. Cam asta e povestea în care vrem să ne implicăm. Mila o ai doar atunci când arăți practic. Și să nu uităm, mila este dublă binecuvântare. Acum avem milă de Călin și cu siguranță Dumnezeu va avea milă de noi. Cu siguranță. Vom avea parte și de alt gen de milă din partea semenilor? Nu știu. O vom vedea. Dar mila noastră nu rămâne nebinecuvântată. Pentru că doar cei milostivi vor avea parte de milă. Vă invit să plecați capul. Haideți să plecăm cu toții capul. Și să stăm acolo noi înșine. Și să ne punem oglinda în față. Cum stau cu mila? Ce notă mi-aș da? Sunt grabnic la a judeca, la a pune etichete, la critică, la clevetire? Mă imunizez împotriva milei dacă fac asta. Sunt foarte rapid la pedeapsă, să pedepsesc repede, să fac dreptate? Asta înseamnă lipsă de milă. Mila întârzie pedeapsa. Ce trece prin capul meu? Îmi hrănesc antipatiile, îmi aduc justificări, argumente. Să nu uităm că lipsa milei, da, este ușor de justificat, dar justificarea este total greșită. Cum sunt eu când mi-e milă? Am o sensibilitate aparte, simt, dar fac ceva pentru alinarea problemei care îmi stă în față? Dacă doar simt, n-am niciun pic de milă, pentru că, de fapt, rămânerea la sentimentele ce le avem este o hrănire a ego-ului. O, da, uite ce bine simt față de X și Y. E clar că mai am sensibilitate în mine. Mă mai dor necazurile altora. Uite-te ce afectat sunt. Și rămâi o stană de piatră, de fapt. Când ajut pe cineva, ajut fără să aștept ceva în schimb? Sau mereu aștept să-mi vină înapoi rezultatele? Dau fără să aștept ceva în schimb? Mă implic fără să-mi aștept răsplata? Și mai ales, sunt în stare să-mi arăt mila față de cei ce nu o merită? Doamne, ai milă de noi și îți mulțumim că ai milă de noi și îți mulțumim că ne putem încrede în mila ce Tu ne-o arăți. Îți mulțumim frumos, Doamne, că mila pe care o arătăm altora nu va rămâne nerăsplătită,
de către tine. Doamne, vrem să plecăm de aici mai buni, mai asemănător cu tine, mai ascultător de cuvântul tău. Doamne, vrem să plecăm de aici cultivându-ne mila, pentru că cu ce măsură măsurăm, vom fi măsurați. Te rugăm, Doamne, ai milă de noi și îți mulțumim frumos.